Biblia este foarte clară pe subiectele care le-am discutat. Biblia ne spune că există un singur botez și că mântuirea este doar prin credință și doar prin lucrarea Domnului Iisus Hristos în jertfa sa pe cruce. Învățătura adventistă are multe puncte de divergență, de tensiune cu această învățătură biblică. Biblia ne învață că sabatul, că legea, că toate acestea au fost doar o umbră a ceea ce urma să vină a Domnului Iisus Hristos și a noului legământ și că suntem liberi. Suntem liberi în Hristos. Ne închinăm în toate zilele, inclusiv sâmbăta dacă vrem, dar nu este o problemă de mântuire, nu este o problemă de a păstra legea lui Dumnezeu. Da? Noi considerăm că biserica s-a închinat duminica, că apostolii s-au închinat duminica de la un moment dat, a devenit o celebrare a învierii Domnului Iisus Hristos prin acest act, dar nu am fi dogmatici pe această temă, nu am scoate pe nimeni din rai doar pentru că au o altă înțelegere sau pentru că n-au posibilitatea să se întâlnească duminică. Nu înțelegem că faptul că ne întâlnim noi duminică ar fi cumva un semn a faptului că noi suntem singurii creștini autentici. Noi înțelegem că singurul semn al credinței autentice este credința autentică. Credința autentică care este adevărată prin mărturisirea ei și prin mărturia unei vieți trăite prin rodul Duhului Sfânt. Ăsta este semnul credinciosului. Așa ne spune Biblia că lumea va cunoaște pe cei care sunt al lui Hristos. Oricine vine și spune că există un alt semn care delimitează pe cei cu adevărat credincioși de cei necredincioși, Apostolul Pavel ar zice să fie anatema, da? Oricare ar fi semnul. Tăierea împrejur, păstrarea sabatului, vorbirea în limbi și așa mai departe, da? Oricare ar fi ei. Sau în mișcarea Evangheliei Prosperității, știi, dărnicia. Evanghelia Prosperității e foarte interesantă. Funcționează doar pentru cei care propovăduiesc. Îi au duc foarte bine. Toți sunt prosperi. Toți predicatorii care propovăduiesc Evanghelia Prosperității sunt prosperi. Pentru că semnul credinței autentice e disponibilitatea credinciosului să scoată bani din buzunar și să-i dea lui. Da? Asta merge. Dacă ai credință, Dumnezeu îți va întoarce de 1000 de ori. Bun, cum te vedeți credința? Coată fiecare leuț și pune-l aici la picioarele mele. Da? Ăla e semnul. Dacă ai destulă credință să iei toată averea ta, să o pui la picioarele lui Benny Hinn, ești un credincios adevărat. Benny Hinn, casă de case, de milioane, avion și așa mai departe, funcționează pentru el. Orice semn, orice lucru bun până la urmă, dărnicia e un lucru bun, da? Închinarea este un lucru bun. Era să zic că vorbirea în limbi este un lucru bun. Dacă este autentic, ca în fapte 2, este un lucru bun. Orice semn până la urmă, chiar lucruri bune, dacă sunt elevate într-un loc în care n-ar trebui să fie, a face o problemă salvifică din ea, devine o problemă teologică foarte, foarte mare. Da? Judecata aceasta investigativă este o aberație. Este o aberație creată de ei pentru a justifica dezamăgirea din 1844. S-a întâmplat acea mare dezamăgire, n-au avut o soluție, au început să clădească această doctrină prin care Domnul Iisus Hristos a intrat în locașul cel sfânt și s-a tot construit această doctrină prin vedeniile lui Ellen White și alte învățături. Da? Foarte similar cu martorul lui Iehova, care au o serie de dezamăgiri de genul eschatologice și tot își modifică doctrina. Foarte similar cu Parham și cu mișcarea penticostală, care cred că vorbesc în alte limbi cunoscute, să duc în Asia, vin acasă făcându-se de rușine și în loc ca să admită că au greșit, încep și construiesc o teologie falsă. Același lucru se întâmplă, 1844 îi face de rușine pe adventiști și în loc ca să zică ne cerem scuze, am greșit, ne întoarcem înapoi la baptiști sau de unde am venit, își construiesc o teologie în jurul acestui eveniment. Și teologia aceasta devine aberantă și devine jignitoare la adresa Domnului Iisus Hristos. Pentru că Biblia ne arată că Hristos a terminat lucrarea ispășirii la cruce. Da? Când Hristos a spus că s-a terminat, s-a terminat. Și am văzut prin faptul că El este înviat din morți, este dovada că Dumnezeu a acceptat această ispășire ca și fiind desăvârșită. Da? Și prin faptul că Hristos
promite celor ce cred în El că au viață veșnică, că acea ispășire, că acea iertare este aplicată în mod definitiv, în mod real prin credință. Da? Nu este doar o speranță spre mântuire, o șansă spre mântuire. Da? Credința în Domnul Iisus Hristos, credința adevărată în Domnul Iisus Hristos, este dovada că ți s-a imputat iertarea, neprihănirea, mântuirea câștigată de Domnul Iisus, de Domnul Iisus Hristos. Da? Să nu mai vorbim că Dumnezeu nu are nevoie să se dezvinovățească pentru faptul că m-a iertat pe mine sau te-a iertat pe tine. Nu are nevoie să se justifice prin noi și prin viețile noastre. Noi suntem justificați prin El. De ce n-are nevoie? Pentru că Biblia ne învață că Dumnezeu a venit cu o soluție prin care să te ierte pe tine și totul să rămână drept. Care este soluția aceea? Moartea Domnului Iisus Hristos. Când El a dăruit iertare, a dăruit justificare unui om care nu o merită, n-a făcut nimic să o merite. Da? El nu trebuie să justifice că de ce a făcut-o, că El a plătit prețul să facă asta deja. A plătit cu viața Domnului Iisus Hristos. Și El poate da iertare în mod liber cui vrea El. Fără să trebuiască să dezvinovățească sau să se justifice Dumnezeu că m-a iertat pe mine sau te-a iertat pe tine. Da? Dumnezeu ne-a iertat și a rămas totuși drept, ne spune Biblia, pentru că a plătit cu viața Fiului Său. De altfel, Biblia ne învață că pentru cei care nu sunt mântuiți, nu sunt iertați, nu au credința adevărată în Domnul Iisus Hristos, ne învață că sufletul lor, care este nemuritor, care este etern, da, va fi aruncat în iadul de foc și va suferi un chin etern acolo, pentru păcatele și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Și Biblia este clară despre acest lucru, ne uităm în Luca 16, Lazar și bogatul, este foarte clar, este interesant dacă vreți să citiți acasă, intrați pe site-ul Cultului Adventist din România și citiți explicațiile lor despre pilda cu Lazar și bogatul și de ce nu înseamnă ce evident înseamnă. Da? Sau în Matei 25, unde Domnul Iisus Hristos spune: aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. Da? Deci pedeapsa este veșnică. Dacă cei care sunt pedepsiți nu mai există, ce este pedepsit? Cine este pedepsit? Da? Există undeva, va exista iadul și va fi acolo pedeapsă veșnică față de nimic? Nu face sens, da? Și sunt multe alte texte care ne arată foarte, foarte, foarte clar că la a doua moarte, cei care n-au fost răscumpărați de Domnul Iisus Hristos vor fi despărțiți de Dumnezeu. Vor fi despărțiți de Dumnezeu care este dătătorul vieții și în sensul că vor fi condamnați pentru eternitate la suferință, la agonie și la experimenta mânia lui Dumnezeu, ei vor fi morți. Ei vor fi morți. Dar totuși, aia nu înseamnă că vor fi morți în sensul că nu vor mai exista. Pedeapsa este veșnică.